Vă salut și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. În clipul ce urmează să-l vizionați, o să vă arătăm un mod foarte simplu de a conserva merele pentru iarnă, o compoziție pe care o vom folosi la discreție atunci când vom vrea să facem diferite rețete de prăjituri, cum ar fi plăcintă cu mere, strudel și altele. Am cules câteva mere din grădina proprie. Am încercat să alegem niște mere mai frumoase, mai sănătoase. Le vom spăla în 2-3 ape. Nu este nevoie să exagerăm foarte mult cu spălatul, pentru că noi nu am folosit pesticide. Și în felul acesta le putem folosi integral, adică cu coajă. După ce am spălat merele, o să începem să le răzuim, alegând bineînțeles părțile care sunt mai bune, fără stricăciuni sau mici găurele cu viermuși. După ce am terminat de răzuit merele, vom presăra zahăr cam la o cantitate de 5 kg de mere rase. O să presărăm 1 kg de zahăr. Acum depinde dacă doriți să fie compoziția puțin mai dulce, puteți să mai adăugați în plus. Nu este neapărat o regulă standard, noi așa procedăm. Cam asta este rețeta pe care o folosim noi. După care o să lăsăm compoziția câteva ore ca zahărul să se topească și să intre în merele pe care le-am ras. Iar întreaga compoziție o să o lăsăm la călit circa 15-20 de minute. Între timp putem să pregătim borcanele în care vom turna merele rase. Le vom spăla cât mai bine și le vom lăsa la uscat sau le vom șterge cu un prosop curat și uscat. După ce compoziția s-a călit circa 15-20 de minute, o vom turna în borcane și vom încerca să o presăm cât mai bine pentru a nu lăsa foarte mult aer în borcane. De altfel o să încercăm să le umplem până aproape de capac. În felul ăsta merele se vor conserva cât mai bine pentru că va rămâne destul de puțin aer în borcan. După ce am terminat de turnat compoziția în borcane, o să le băgăm într-o tavă și le vom lăsa la cuptor circa 40-50 de minute la foc potrivit, după care vom stinge focul și le vom mai lăsa încă aproximativ 2 ore să stea în cuptor la căldură pentru sterilizare. Ulterior, borcanele pot fi depozitate în cămară, în pivniță sau acolo unde vă țineți la rece conservele pentru iarnă. Și ați văzut, în felul ăsta am obținut o compoziție pe care la iarnă o să o folosim atunci când avem nevoie să facem o varietate de prăjituri care se fac cu mere rase. Este un mod foarte simplu de a le conserva și foarte eficient.
și nu ne rămâne decât să le consumăm așa cum sunt, pentru că ele sunt deja pregătite, fără să mai stăm la iarnă să le preparăm sau să mergem să le cumpărăm din piață atunci când avem nevoie să pregătim un preparat dulce. Cam ăsta a fost clipul nostru de astăzi. Vorbesc la plural pentru că suntem eu și cu mama care le-a pregătit. Vă invit să urmăriți clipurile mele viitoare. Așadar, până la următorul meu videoclip, vă salut, vă doresc mult spor în treburile pe care le aveți și numai bine!